Hai să vorbim puțin și despre ridurile de pe fața noastră, pentru că și ele spun foarte multe, au o foarte mare importanță, nu? Da, ridurile ne arată ceea ce des am ținut, repet, inimă, nu în minte, nu așa că am vrut noi, nu că a bătut soarele, cedează pielea în momentul când undeva în sufletul tău s-a întâmplat ceva care te-a durut sau te-a încântat și atunci evident și acea mimică de la soare este ridată. De chiar și așa, de exemplu, ridurile care coboară în jos, de la ochi aici, fără ca omul să zâmbească, doar acele riduri se analizează. Nu vă duceți în oglindă și vă încruntați, pentru că n-are sens. Cele care sunt deja arată gradul de mâhnire și de durere a omului. Cu cât acestea sunt mai lungi, mai așezate, ca și cum ar plânge chipul său prin riduri, este un om care a suferit foarte tare. Nu știm de ce, că este fiecare înzestrat cu o anumită durere într-o anumită direcție. Șanțurile care sunt aici, fără ca omul să zâmbească, nu gropițe, șanțurile foarte adânci arată gradul de lihnire al omului. Este neîndestulat, ca și cum ar fi un sac fără fund și tot bagă și tot nu e suficient, nu e suficient. Și atunci gradul de lihnire se observă aici. La alcoolici, de exemplu, iar se observă aceste șanțuri deja cu tot cu pomeți, mult mai brăzdat chipul aici, tăiat, așa, are niște tăieturi mult mai mari, fiindcă iar e o neîndestulare asta. Se observă viciul în partea inferioară a feței, dacă aici este neîndestulare sau lihnirea după bani, după alcool, după orice ar fi. Ridurile care apar pe nas aici, din colțul intern al ochiului, fără să zâmbească, sunt mult mai multe, scad gradul de adevăr pe care omul îl rostește, pentru că deseori a stat așa și s-au făcut aceste riduri. Adică sunt mincinoși, cum s-ar spune. Soare, ești așa frumoasă. Sunt mincinoși? Da, da, un doai din adevăr și se spune că ridurile de pe nas scad puterea acelui om, gradul de putere, dar poate să fie puterea adevărului, nu știm ce putere, puterea socială e o putere. Foarte important să nu existe foarte multe riduri, dar dacă au fost, poate compensăm cu altele. Spre exemplu, aceste de aici sunt riduri de carismă, omul care zâmbește cu ochii sau omul care se face plăcut. Dacă deja traversează și intră pe tâmple, fără să zâmbească, arată gradul de infidelitate despre care am mai vorbit. Dacă intră deja în inserția părului, cum are și Anthony Hopkins... Acum o să ne uităm toți în oglindă. Cum are Anthony Hopkins și intră până aici, mai ales pe partea sa stânga a feței, adică privată, că asta este partea ta privată, stânga a feței, și cu ridul lui de geniu. Ridul lui de geniu, că sunt riduri de geniu sau de conștiință extinsă, cele care arată așa. Dar să termin cu asta, dacă intră până în păr, arată gradul de obsesie și manie. Un om care nu are cum să n-aibă un grad de manie sau de obsesie sau o nebunie asta, care evident este transmisă sau transmutată în operă, în artă, în actorie. Cum e în dragoste? Dacă omul acesta e un nebunatic, ca să zic așa, și dacă nu are o parteneră la fel de... Ori compatibilitatea aceea în care se completează liniștită și, eu știu, care îl ține cât de cât în echilibru, ea mult mai liniștită, ar putea echilibra. Dar el ce are nevoie în general este să ducă în extremă totul și cu foarte multă artă să iasă absolut totul. Deși este un om echilibrat în presupusa sa carieră, el n-ar fi făcut tot ce a făcut dacă n-avea această față, adică de un om care îi place să trăiască fiecare clipă, ca și cum ar fi, nu ultima, prima, ceea ce e o mare diferență. Spuneai despre riduri, dar despre gropițe ce ne poți spune? Uite, eu am gropițe și nu știu ce reprezinte și mă tot întreb. Gropițele, oamenilor cu gropițe li se iartă mult mai repede ceva când spun o mare prostie, de exemplu. Da, există enorm de multe mituri, foarte multe scrieri. Omul care are bunăstare, adică o stare bună, sau bunăstare că adună ceva, succesul, carisma poate să simbolizeze. Sunt foarte multe scrieri. În mod special asta din bărbie la bărbați arată gradul de dorință, cu cât e mai adâncă, să se înconjoare de ceilalți oameni, să primească aplauze și iubesc cumva atipic. Au o sexualitate destul de atipică. Dacă e și bărbia mare, lungă și răsucită, adică în exterior și cu gropiță, are cumva niște dorințe destul de atipice în materie de sex, ca să zic așa, dar suntem la televizor și atunci nu pot să spun exact ce. Hai să vedem cum arată și partenerii ăștia care sunt longevivi așa într-un cuplu, care trăiesc acolo fericiți până la adânci bătrâneți. Cum arată ei? Privirile li se aseamănă. Adică gradul de deschidere al pleoapei superioare se aseamănă cu a partenerului. Dacă el are ochii așa, să zicem, mai întredeschiși, așa ar trebui să aibă și ea. Este extrem de important. De ce? Pentru că asta arată gradul de deschidere al pleoapei, felul cum omul privește la modul general în viața de zi cu zi,
tipul de gândire și de simțire, pentru că asta înseamnă până la urmă o uniune, să fii unul și aceleași, când gradul de simțire și de gândire se completează și se coagulează împreună. Și atunci, dacă amândoi privesc așa, ca doi înțelepți, și el privește așa, ei doi sunt așa, și atunci se înțeleg foarte bine. Gradul de deschidere și doi, pleoapele, să fie, repet, vizibile sau adâncite. Foarte mult contează, de exemplu, dacă amândoi au arcada cărnoasă și pleoapele ascunse, amândoi sunt îndreptați spre a dobândi bunuri materiale sau copii sau, eu știu, viață socială activă, nu sunt atât de singuratici, da? Și atunci aici arcadele ar trebui să fie la fel de expuse și cărnoase la amândoi la fel. Pentru că aici înseamnă palatul proprietății într-un studiu în care te puteți întâlni. Și palatul proprietății înseamnă casa. Cu cine faci casă? Cum faci casă cu cine faci? Atunci oamenii care au zona asta extrem de osoasă, ca și stânca, poți să dai cu... Se aude așa destul de dur, ca și cum ar fi într-un vârf de munte. Acei oameni sunt singuratici. Și cu cât zona e mai cărnoasă, mai expusă, mai largă și frumoasă, cu atât cei doi au aceeași dorință. Dar am observat un alt exces, cu când sunt ele foarte sus și atunci mare atenție la ce fel de tatuaje vă faceți, arată iarăși singurătate în cuplu. Deci tot ce depășește un grad specific în raport cu fața, fie că sunt extrem de înalte, iarăși arată singurătate, fie extrem de joase, iarăși arată singurătate și trebuie să existe, repet, un echilibru. Am scris și în carte, echilibrul și armonia, pe chip se caută. Asta este extrem de important, nu frumusețea. Frumusețea unui om constă în cât de echilibrat este și cât de armonios este, indiferent în ce domeniu. El nu contează cât e de frumos la chip, adică cât e de atrăgător, pe cât e de armonios. E ca o încăpere, fie găsești o armonie, nu trebuie să fie frumoasă încăperea, fie găsești o dezordine completă. Și sunt chipuri dezordonate pentru că omul are de lucru în această viață să-și pună viața în ordine. Alții s-au născut cu un chip ordonat și e greu să menții ordine. Acum nu știu ce destin preferați, să faceți curat sau să mențineți ordinea, pentru că amândouă sunt la fel de dificile. Ne poți da, apropo de vedete, ne poți da un exemplu de un cuplu fericit și longeviv după aceste trăsături pe care ni le-ai descris? Acum că mă întrebi așa, ca și cuplu, pot să mă dau pe mine exemplu și pe soțul meu altfel. Așa. Glumesc. Dar e și un adevăr aici. Din showbiz, nu știu să zic așa, după nume nu rețin, eu rețin fețe și aș greși dacă aș da două nume. Sigur știu, fiindcă sunt o cinefilă, cum zic, îmi plac foarte mult filmele și mă uit foarte mult la filme și cu siguranță există un cuplu. Eu zic sau că până la urmă cei doi se vor îmbrăca, Angelina Jolie și cu Brad Pitt, pentru că au făcut un cuplu, zic eu, care sunt exact amândoi la fel. Și s-ar fi potrivit, adică mult mai departe. Este un cuplu compatibil, da? Este extrem de compatibil și undeva, cred că în lumea lor, în care nevăzută, unde nu știe nimeni, ei doi sigur se întâlnesc cumva. Pentru că sunt un cuplu, dacă tot i-am arătat, care într-adevăr se completează foarte mult. Îți mulțumesc tare mult, Soda, pentru acest mini curs, da?